Salut și bun venit la un clip nou! Aici este locul unde găsiți informații despre cele mai interesante produse de pe site-ul gsmnet.ro. Aflați ultimele noutăți despre telefoane, gadget-uri și multe altele. De asemenea, aveți posibilitatea să câștigați și super premii. Totul este simplu, trebuie doar să vă abonați și să vă activați clopoțelul pentru a primi notificare atunci când postăm clipuri noi. Revenim la video. În acest weekend am testat ultimele căști de la OnePlus, modelul Buds Pro. Acum o lună am postat pe canal clipul în care ți-am zis tot ce trebuie să știi despre căști. Apropo, prezentarea a fost făcută de Alexandra, care a făcut o treabă excelentă. Dacă nu l-ați văzut, vă invit să-l accesați la final. Linkul în stânga. Astăzi vreau să vă arăt aplicația, funcțiile noi și ce părere am despre căștile OnePlus Buds Pro. Însă vreau să știu de la voi, acum, dacă vreți să vedeți pe viitor un battle între căștile Samsung Galaxy Buds Pro și OnePlus Buds Pro. Îmi puteți să răspunde chiar acum, mai jos în comentarii. În timpul acesta, pe fundal o să auziți melodia redată prin driverele dinamice de 11 mm de pe OnePlus. Hai, eu te aștept! Încă aștept, poți apăsa și butonul like pentru algoritm. Grozav! Acum trebuie să-ți mărturisesc că îmi plac căștile OnePlus Buds Pro, pentru că îți oferă un profil de sunet perfect amplificat, conceput special pentru persoana care le folosește. O să înțelegi acest lucru mai bine în următoarele secunde. Începem cu aplicația, se numește Hey Melody, oferită de OnePlus. Lucru care îmi place foarte mult este simplitatea meniului și printre funcțiile interesante pe care le are este Earbud Fit Test. Acest lucru te ajută să îți potrivești tipul de dop de care ai nevoie. O să iau căștile. Potrivire perfectă, atât pe stânga cât și pe dreapta. O funcție nouă pe care o aduce OnePlus se numește Audio ID, un fel de egalizator. Acest lucru este un plus pe care îl aduce OnePlus, trebuie făcut o singură dată, după care nu trebuie să mai faci nimic. S-a terminat verificarea și după cum se poate vedea, avem frecvențe medii, frecvențele înalte și cele joase. Poți vedea diferențele. Trebuie să port căștile. Așa sunt frecvențele dinainte și acum frecvențele după. Frecvențele sunt mai înalte. Asta înseamnă că sunetul o să se audă mult mai bine și vor avea mai multă profunzime. Ca să vezi, cei de la OnePlus lucrează cu cei de la Oppo. Acum mergem mai departe și să trecem pe modul Zen Mode Air. Acest mod este pentru a te focusa și de a te concentra mai bine în zonele cu zgomot. Îți oferă diferite tipuri de sunete. Warm Sunrise. Meditație. Vară pe malul mării. Camping. Sau Islanda. Sunt cele 5 sunete pe care le poți activa apăsând pe zona tactilă a căștilor. Acum să trecem pe Noise Cancelling. Avem 3 moduri. Noise Cancellation, Cancellation Off este activ, lucrul acesta trebuie subliniat, și modul transparent pentru a auzi mediul ambiental. Cei de la OnePlus zic că pot reduce zgomotul până la 40 de decibeli. Am încercat acest lucru și funcționează perfect în diferite medii. Acest lucru o să-l fac și acum ca să nu mai auzim nimic. Am ajuns la final, acestea sunt căștile de la OnePlus, modelul OnePlus Buds Pro. Le găsești pe site-ul gsmnet.ro la un preț special. Până data viitoare, spor la cumpărături și nu uita, în această săptămână apare un nou Smart News. Până atunci, ne vedem! Pa!